Dacă dragoste nu e, ce ne trebuie? Vă spun eu, v-am lăsat un pic de respiro ca să vedeți ce folosim acum. Cele mai favorabile zile pentru bani. E interesant, că dacă n-ai bani, parcă n-ai nici chef de dragoste. Hai să vedem pentru berbec în luna decembrie, care sunt cele mai favorabile zile, pentru bani sau pentru a primi sau a obține bani. Zile favorabile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 20 și 21, 23, 24, dar și 29. Păreți forțați să acționați și să gândiți în afara tiparilor obișnuite. Proiectele, în schimb, sunt blocate și vor începe să se miște mai târziu. Ritmul se va accelera încet, încet. Deci nu vă grăbiți să vreți bani acum, în momentul ăsta. Toate sunt pregătite pentru cei ce știu să aștepte. Așa spune runa. Hai să vedem pentru nativii din Taur, care sunt cele mai favorabile zile pentru a obține bani. Și ăștia sunt mari iubitori de bani, colecționari de bani. Sunt oamenii care, cu cât au mai mult, cu atât se vaită mai mult, nu avem bani. Să vedem care sunt cele mai favorabile zile. Așteptați-vă la un cărt de zile, un șirag, fără număr. Cele mai favorabile zile sunt 1, 2, 3, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 23, 24 și ultima zi, 29. Voi, taurii, nu sunteți deloc săraci. Așa vă place să vă spuneți voi, că suntem niște săraci. Deși vă uitați, cum spuneam la început, că nu aveți bani. Dacă vă puneți intuiția la treabă și aveți o intuiție de invidiat, să știți că vin și bani în viața voastră. Așa că în luna decembrie, nativii din Taur nu vor avea probleme cu banii. Acum ați răsuflat liniștiți. Ne mutăm la o zodie care e și doritoare, câteodată dorește banii, dar câteodată îi cheltuie pe temirce. Nativii din zodia Gemeni, cele mai favorabile zile pentru ei, și mai ales în decembrie, că au nevoie de bani, știu ei ce să facă cu banii, sunt zilele de 1, 2, 3, 9, 10, 11 și 13, 20 și 21, 22, 23 și 29. Financiar, luna asta, stați foarte bine. Prin veni, banii vin ori de la parteneri, ori de la rude apropiate sau pur și simplu aveați niște datorii pe care trebuia să vi le reamburseze cineva. Voi fiind niște oameni generoși, mai ales mă refer acum la cei necăsătoriți, veți fi iubiți și adulați de prietenii voștri și prietenii în sensul bun și mai puțin bun, pentru că atât timp cât voi ați fost generos cu ei, ei vor fi generoși cu voi. Sfatul este achitați-vă facturile, datoriile și toate lucrurile pe care aveți de rezolvat acum și, nu știu cum să zic, scăpați de lucruri care vă încurcă prin casă. Poate aveți un portofel vechi, s-a găurit, nu mai e bun, scapă banii pe acolo, încercați, scăpați de el. Dar și multe lucruri care nu mai vă sunt de folos. E sfârșit de an și le puteți dona unor oameni care au într-adevăr nevoie de ele. Da? Puteți să faceți lucrul acesta în intervalul 8 până în 28 decembrie. Sunt niște zile favorabile și făcând aceste lucruri în perioada asta, voi nu faceți altceva decât să fiți puși într-o lumină foarte favorabilă. Mergem și la nativul RAC. Nativul RAC are cele mai bune zile pentru bani.
1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 23 și 29 decembrie. Dar pentru raci, în luna decembrie, casa banilor nu este atât de puternică sau nu este foarte puternică. Totuși voi păreți mulțumiți cu cât câștigați și nu vă faceți probleme. Știți voi că nemulțumitului se ia darul, dar de multe ori zice că cine cere nu piere. Așa că ar fi cazul să mai atenționați și voi pe bunii voștri șefi, patroni, să vă mai ridice câștigurile. Începând cu anul viitor, dacă în decembrie uită să vă dea o primă. Să știți că câștigurile din luna decembrie vor fi similare cu cele din anul trecut. Deci, decembrie 2021. Asta e. N-am cum să vă ofer alte posibilități mai grozave. Hai să vedem nativii Leu. Cele mai bune zile pentru dragoste sunt pentru dragoste. Tot la dragoste ne gândeam. Lei, de fapt, ei sunt și ei niște iubăreți. Dar ei vor să aibă și bani, să aibă și dragoste. Așa că rectificarea numai pentru bani. Cele mai bune zile sunt 1, 2, 3, 11, 14, 15, 16, după aceea 20, 21, 23, 24 și 29. Cu banii stați bine în principiu, însă după 24 decembrie lucrurile se complică un pic. De ce? Pentru că dacă urma să primiți niște bani, apar ceva întârzieri și ceva probleme în plan financiar. S-ar putea ca în planul ăsta financiar voi să vă repeziți undeva la rezerve și să cheltuiți mai mult decât e necesar sau să cumpărați niște lucruri, eu zic, mai inutile. Dar din 7 decembrie judecata voastră va fi una corectă și realistă asupra banilor și atunci veți ști ce faceți. Sfatul nostru a fost: aveți grijă, analizați și va fi totul ok. Mergem și la nativii Fecioară. Cele mai bune zile pentru bani, în luna decembrie, bineînțeles, 1, 2, 3, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 29. Sunteți sobri și foarte atenți cu banii, ca de obicei. Șanse de a primi o moștenire se anunță în luna decembrie. Sau, dacă nu e moștenire, cel puțin să fiți trecuți într-un testament al unor rude, unor apropiați. Cheltuiți mult cu copiii în luna asta. Dacă faceți speculații la jocuri, veți avea discernământ și vă veți lua măsuri de siguranță. Nu prea vă plac vouă jocurile de noroc, dar în luna decembrie s-ar putea să vă calște noroc. Aveți grijă. Hai să vedem acum, pentru că i-am văzut pe dumnealor, să vedem ce facem cu nativii din zodia Balanță. Au și ei parte de bani în luna decembrie. Cele mai bune zile pentru bani, pentru balanțe, sunt 1, 6, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 24 și 29 decembrie. Nu puteți să vă uitați, stați bine cu banii. Primiți aspecte bune de la planetele care vă protejează financiar. Aveți șanse să câștigați mai mult în luna decembrie. Aveți multă încredere în voi. Și datorită acestei încrederi, banii vin și luna următoare. Adică vin și în ianuarie. Aveți de obicei fler la bani. Iar decembrie, parcă simțiți banii în jurul vostru. Plouă cu bani. Și de ce nu? Hai să vedem scorpionii. La unele din balanțe, la unele mai puțin. Nu trebuie să vă speriați acum că toți vor fi bogați în decembrie.
Scorpionul are cele mai bune zile pentru bani pe data de 1, 11, 20, 21, 22 și 29 decembrie. E o lună prosperă pentru voi, o lună prosperă pentru bani, bineînțeles. Aveți încredere, aveți claritate în gândire, dar să fiți concentrați când faceți planuri. Nu vă repeziți să faceți un plan până nu l-ați analizat de două ori. Câștigurile vin însă din activitatea profesională, nu din noroc. Chiar și atunci când, nu știu cum să zic eu, nu aveți un loc de muncă. E ceva paradoxal. Vă întrebați voi, mă întreb și eu. Așteptați și o să vedeți de unde pică. Cine știe? Un plocon sau Doamne ajută. Cam asta e pentru Scorpion. Ei, hai să vedem acum ce facem cu săgetătorii. Săgetătorii au cele mai bune zile pentru bani. O multitudine. Sunt ei norocoși la bani. Îi iubește Dumnezeu. Zile bune, 1, 7, 8, 11, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 și 29. Ia uitați-vă, 3, 6, 9, 12, 13 zile. Wow, o multitudine. Ce faceți voi în luna decembrie? Achiziții de bunuri și haine. Parcă s-a terminat pământul și n-aveți ce îmbrăca, cu toate că garderoba e plină. Din 21 decembrie aveți bani și pentru petreceri sau călătorii, pentru a vă distra. Ceilalți sunt gata să vă urmeze. Deci voi sunteți capul răutăților în decembrie. Având bani, îi invitați și pe ceilalți. Să vedem ce facem cu Capricornul. Cele mai bune zile pentru bani, pentru nativul Capricorn în luna decembrie, 1, 4, 5, 11, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27. La fel ca și săgetătorul. O mulțime de zile benefice. Luna aceasta e una prosperă, mai ales după data de 22. Atunci e potul ăla mai substanțial. Totuși, mai pot apărea unele încurcături și întârzieri cu primirea banilor, așa cum am anunțat și pe nativii din zodia Leu. Totuși, banii vor veni până la urmă. Nu trebuie să vă alarmați. Cu banii care îi aveți, dar și cu, nu știu cum să zic eu, cu credința în Dumnezeu, în luna asta vă implicați și în câteva acțiuni caritabile, pentru că vă place. Și vă place să faceți astfel de lucruri. Hai să vedem ce facem cu vărsătorul, câți bani primește și ce bine. Dacă îi primește, bineînțeles, cele mai bune zile pentru vărsători, pentru bani, 1, 10, 11, 20, 21, 27, 28 și 29. Cu alte cuvinte, cu banii stați bine în această lună. Aveți parte de prosperitate. Trebuie doar să faceți ceva ce vă place vouă, indiferent de pasiuni ori de profesie. Deci banii îi veți folosi pentru a vă face vouă plăcerile voastre și bănuiesc că din altruismul pe care îl aveți s-ar putea să mai scape și unor prieteni sau rude. Hai să vedem și peștișorii. Pentru pești, cele mai bune zile pentru bani sunt 1, 2, 3, 7, 8, 11, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 29 și 30. Iară, multe zile, mulți bani, multe cheltuieli. Deși aveți o lună prosperă, la fel ca și zodia precedentă, banii vor veni puțin mai greu. Dar nu vă speriați, tot vin. Încercați, în schimb, să faceți toate lucrurile perfect când e vorba de tranzacții financiare.
analizați, măsurați și tăiați o singură dată. Nu vă grăbiți. Lucruri bune și foarte bune.